Cu mare durere în inimă am aflat despre trecerea în veșnicii a Rodicăi Lup, născută Gutan, la doar 45 de ani. Soția lui Benjamin Lup, unul din fondatorii și arhitecții Alianței Renașterea Națională, Rodica a fost o femeie cu calități deosebite. Și-a iubit soțul cu un devotament și entuziasm spontan și intens. A fost o mamă ideală pentru cele două ofice ale ei. L-a iubit pe Dumnezeu, a iubit Basarabia, pământul românesc, unde s-a născut acum 45 de ani, dincolo de Nistru. A iubit și România, țara ei adoptivă, și comunitatea cu cei de aceeași credință în Hristos. A avut și mulți prieteni, dintre care pe mulți am cunoscut și eu. Toți împreună au format o adevărată comunitate creștină care se închină împreună și nu de puține ori vizitau biserici și parohii în Basarabia și România, aducând bucurie prin prezența lor și frumusețea imnurilor pe care le cântau, ori mesaje profunde pe care le transmiteau. Ospitalitatea Rodicăi a fost întotdeauna la înălțime. Zâmbetul ei, voia bună și prietenia sinceră cu care ne primea, vor rămâne în mintea mea ca trăsături caracteristice care i-au îmbogățit viața. Istețimea spontană, basarabiană, de dincolo de prot, care o caracteriza, aducea mereu zâmbete spontane și lumină pe fețele celor care eram în prezența ei. Trecerea ei în veșnicii la o vârstă atât de timpurie este o mare tragedie pentru cei care i-a lăsat în urmă. Spunem pentru o vreme la revedere, Rodica, având deja neclintită că ne vom vedea din nou în veșnicii. Spunem condoleanțe familiei îndoliate și ne rugăm ca Dumnezeu să îi mângâie pe toți cei afectați de trecerea fulgerătoare din viață, aceleia care le-a fost soție și mamă ideală. Relatează Peter Costea pe pagina de Facebook.